Țin, 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 ca să trag nimic! Cu ce începem? Cu cel mai greu lucru din filmul vieții noastre, cu alegere. Să începem de la bază? Sau de la mijloc? Hai de la mijloc. Hai de la mijloc, e foarte, foarte complicat. Ne spunem o rugăciune, o simți pe asta, o simți pe asta, o simți pe asta. Paia din mijloc, Încercăm amândouă sau mă lași pe mine? Te las pe tine. Da, nu dă. Da, mie îmi tremură mâinile după cum știi și nu de la alcool. Hai că te ajut. Uite, țin eu de aici și dai tu bătaie. Simt o întrebare, simt o întrebare. Nu. Nu? Nu, dar... am început pe gol din prima. Da. Bun, bine, uite, o să trag eu o întrebare de aici, ajută-mă acolo. Așa, pentru Simona, ce vârf de munte n-ai cucerit încă și visezi să-l atingi? Am cucerit foarte puține vârfuri, cred că 3. Pentru mine este mai importantă călătoria decât destinația și îmi doresc foarte tare să ajung pe Olimp. Putem să tragem și de pe lateral. Avem și această variantă. Varianta cu provocări de pe lateral, în care eu mă mișc și dorim tot, sau varianta de pe lateral în care tu ții și eu încerc să trag o întrebare? Opa, opa. Pentru Maco, de unde ți-ai energia pentru muncă plus urmăritul atâtor seriale și filme? Asta e de la mine. Wow! Chiar ești curioasă? Da, da, da. Vreau să știu tu ce pastile iei, Maco. Sau stai tot timpul cu pisica și de la pisică ții tot timpul energia. Nu, pasiunea pentru seriale și filme și urmărit seriale și filme vine din copilărie și de fapt asta îmi dă energia pentru muncă, pasiune pentru filme și seriale, pasiunea pentru domeniul ăsta și bineînțeles pisica, prieteni. Uite, aș extrage o întrebare, wow, ce complicat este. Pe partea cealaltă sunt aceleași culori. Ce fac aici? Uite, o să trag una pe portocaliu de la Glo și sper să nu dărâm tot turnul. Descrie industria cinematografică românească în 3 cuvinte. Wow! Acesta nu a fost unul dintre cuvinte. Efervescentă. Da. Creativă. Da. Și rezistentă. Exact, cel mai important. Simt cum se apropie încercarea încercărilor. Extragerilor. Ați scos vreodată vreun blogger, jurnalist sau critic de film din lista de invitați? Și Adam Acodelir, da, facem asta destul de des, curățăm baza de date. Și nu din pricina lor. Din pricina locurilor limitate de fiecare dată la evenimentele care, din păcate, în timpul pandemiei au fost destul de puține și cu locuri limitate. Acum ne-am și scuzat, putem să trecem la următoarea întrebare. Opa. Safe. N-avem nimic aici. Mamă, ce... Mai trage tu o dată. Hai să mai tragem. Mai bag o fisă. Simt. Da, simt că o să... Simt că nu o să respectăm regulile și o să țin de turn în timp ce tu încerci să... Da, stai să nu gândesc, uite, mai bine trag de aici. Opa. Cel mai des întâlnit exemplu de bad PR din experiența voastră. Wow, o să mâncăm tot timpul gândindu-ne la asta. E o întrebare foarte dificilă. Neadecvare. Da, și lipsa autenticității. Aceasta... Nu, pe aia am luat-o, Da, pe care aș vrea să o am acasă, nu asta mă gândesc, să mă tot gândesc la ea. Vezi că am extras de pe margine, din dreapta, deci ar trebui să luăm... Dar rămân nimic. Și am extras. Împreună construim lucruri frumoase. Hai să mai tragem una, nu? Sus, jos, hai, mijloc, lateral. Da, de aici. Nu. Înapoi. Abort. Greșit. Recomandați fiecare un film și un serial să fără să faceți piat. Întrebarea noastră favorită, delir. E greu să fac asta. Păi tocmai că nu recomandăm un film sau un serial, toate.
Da, nu, ar fi unfair. Eu o să recomand serialul meu preferat din ultima vreme și anume Minx, care este pe HBO. Eu vă întorc la clasic, anume la The Wire, desigur, și de la The Wire mergeți prin Better Call Saul și Breaking Bad and We Own This City, tot pe HBO Max. Țin, ca să trag nimic! Dar mulțumesc, Marco, ai fost foarte drăguță. Am încercat!